Ziua de Rusalii a fost sărbătorită cu bucurie în comunele de Vesel, Vânători și Vrata, unde oamenii au participat la nedeile organizate de administrațiile locale. La aceste evenimente au fost prezente autoritățile județene din cadrul Partidului Social Democrat, care s-au alăturat localnicilor la distracție. Sărbătoarea Rusaliilor pentru sătenii din comunele de Vesel, Vânători și Vrata a fost un prilej foarte bun pentru distracție, relaxare și voie bună. Fiind o sărbătoare de o importanță deosebită pentru mehelințeni, autoritățile locale au organizat diverse evenimente pentru a marca acest moment. Primarul comunei de Vesel, Valentin Popescu, a organizat pentru localnici un eveniment pe cinste, cu muzică populară, considerată un simbol al identității românești, preparate delicioase cu specific tradițional, dar și locuri special amenajate pentru cei mai mici dintre cetățeni. De asemenea, în comuna Vânători, primarul Narcis Percea a organizat pentru cetățeni un eveniment reușit care a inclus programe de muzică populară foarte îndrăgite de către cetățeni, nelipsitele preparate delicioase, dar și colțul de distracție pentru cei mici. Nici pentru cei din comuna Vrata distracția nu a lipsit. Primarul comunei Vrata, Dan Căpraru, a organizat pentru cetățenii din comună și localitățile pe care le are în subordine un spectacol de vis asezonat cu preparate delicioase. Distracția a atins cote maxime în cele trei comune, alături de cetățeni și autoritățile locale, fiind și membrii din cadrul Partidului Social Democrat, printre care președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, prefectul județului Alin Isuf, parlamentarii Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea și directorul general al ISCTR Tudor Nișulescu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu le-a transmis tuturor locuitorilor din de Vesel, Vânători și Vrata multă sănătate și bunăstare, iar primarilor Valentin Popescu, Narcis Percea și Dan Căpraru mult succes în implementarea proiectelor care să asigure oamenilor condiții cât mai bune de trai.